Bun găsit, dragii mei, o zi magică și minunată, fix așa ca voi. Vă extrag un mesaj pentru voi, pentru sufletelele voastre. Cupidon, astăzi Cupidon, noi trimitem valuri de iubire în inima și mintea ta, trezindu-ți dragostea de viață. Decizia ta clară de a accepta și a te bucura de iubire a declanșat această trezire. Permite-ți să sărbătorești spontan iubirea în toate manifestările ei minunate. Ei, astăzi, vineri, zi de final de săptămână, zi de weekend aproape pentru unii, dar pentru alții nu. O zi magică în care ne vedem și la Flash Monden, la Prima TV, la ora 17:30, alături de Diana Bart. Vă aștept cu mare drag cu horoscopul. O zi în care sper eu să vi se așeze cât mai multe lucruri, pentru că meritați să vi se așeze așa toate, dar este important să lăsați și voi iubirea să curgă în viața voastră. Haideți să vedem ce facem noi astăzi, în afară de faptul că ne uităm la Flash Monden de seara, că muncim și facem lucruri bune, că avem gânduri frumoase către noi și către ceilalți și gânduri care să înconjoare așa tot universul cu cât mai multă iubire. Ați văzut și mesajul a fost despre iubire. Haideți să vedem care sunt posibilitățile, atmosfera astrală și ce poate să facă fiecare semn zodiacal în parte. Berbecul are astăzi oportunități interesante la locul de muncă. Reușiți să salvați ziua printr-o idee foarte bună, dar îi puneți pe ceilalți la muncă, însă și pe voi și pe ceilalți, însă rezultatul este unul super fascinant. Chiar și pe voi vă dați gata. Este o zi bună și în viața de cuplu, dar în special la locul de muncă. Sunteți super motivați și foarte mândri de cum decurg lucrurile. Taurii au astăzi un potențial bun în viața de cuplu. Simțiți că lucrurile se leagă în sfârșit. Simțiți că sunteți așa într-o discuție și într-o colaborare cu partenerii voștri extraordinară. Dacă aveți copii, îmbunătățiți relațiile cu aceștia, sunteți super deschiși către evoluție, super deschiși către a trece la următorul nivel. Relația se încheagă, se solidifică, iar relațiile cu copilul interior sau copiii voștri de asemenea se pot îmbunătăți. Gemenii au astăzi mult timp la dispoziție în care se preocupă de familie, de casă, de stabilitate. Vă interesează să fiți la zi cu anumite situații ce au legătură cu casa voastră, cu o casă pe care o dețineți, locuința sau o altă casă în chirie pe care o ați dat-o. În sfârșit, vă preocupați de casă, de acte, de documente, dar și de membrii familiei, să-i știți pe toți bine la punct. Vă simțiți bine după ce îi așezați pe toți în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită. Racii au o zi bună pentru a călători. Este o zi bună în care ar putea să călătorească, să își găsească timp pentru anumite activități pe care le doresc, pentru anumite activități care le aduc plăcere. Vă gândiți un pic așa dacă e cazul să investiți în activitățile astea. Orice vă aduce plăcere, e cazul să investiți, pentru că după ce trăiești în plăcere, poți să faci mai mult, să fii mai mult, să dai mai mult. Dacă trăiești în frustrare, ce poți tu să crești, unde să crești și să evoluezi? Investește în tine, fii bine și din energia ta cea mai bună, din versiunea ta cea mai bună, îți vei oferi atât ție cât și celor dragi. Când vom înțelege asta, o să fim departe. Leii au o zi bună din punct de vedere financiar, cu provocări, dar reușiți să vă evidențiați talentele de negociatori, de vânzători, de comercianți. Da? Este o zi intensă pentru voi pe zona banilor, dar la final, când trageți linie, sunteți super mândri de realizările voastre. Astăzi sunt și ceva situații în zona de cuplu. Poate că au fost niște neînțelegeri în comunicare, poate că partenerii s-au grăbit și au tras concluzii, poate că voi ați mers pe repede înainte și ați uitat să detaliați anumite lucruri, să spuneți anumite lucruri. În sfârșit, mai aveți de rezolvat ceva în comunicare pe dragoste. Fecioarele au o zi bună pentru sănătate, pentru dietă, pentru obiceiuri sănătoase, pentru activități care să aducă mai mult sau să vă pună în lumină, să vă aducă mai multă strălucire, să vă aducă mai multă
să spunem așa, încredere. Este o zi bună pentru voi, chiar dacă mai sunt și anumite activități pe care le faceți, dar le faceți, na, că e musai, că trebuie, dar vă ajută și asta, pentru că voi sunteți super disciplinate, responsabile și sunteți atente la detalii, adică nu lăsați niciun detaliu să treacă pe lângă. Le faceți pe toate și bine faceți, pentru că veți câștiga încredere astăzi. Încrederea voastră, când ai încredere în tine, păi poți să cucerești tot universul. Balanțele au o zi bună, au niște situații pe care le rezolvă foarte ușor, cu încredere, cu zâmbetul pe buze, și chiar îi molipsiți și pe ceilalți cu încrederea voastră. De asemenea, îi molipsiți și pe ceilalți cu puterea voastră de a vă adapta sau a fi flexibile. Este foarte important să iei totul așa cum vine și să vezi, ok, ce am de făcut aici, ce pot să mai bine, decât să stai să te lamentezi, dar de ce mi s-a întâmplat mie asta? Mai bine te întrebi cum pot să întorc această situație în favoarea mea. Este foarte important. O zi bună și din punct de vedere emoțional și, social și intim. Aș spune că reușiți să faceți multe lucruri. Sunteți norocoși astăzi. Soarele și Venus la același grad, bineînțeles că sunteți norocoși și norocoase. Scorpionul reușește astăzi să se evidențieze la locul de muncă și chiar și printre prieteni. Aici puneți voi așa un pic punctul pe ei și chiar ar spune că priviți un pic diferit totul, sunteți îngăduitori, sunteți mult mai poate relaxați în anumite momente. Se vor așeza lucrurile. Luați așa cu pași mărunți și aveți încredere. Și aveți încredere atât în voi cât și în modul în care universul ăsta așează lucrurile, pentru că nimic nu este întâmplător. Și astăzi veți înțelege lucrul acesta, că nimic nu e întâmplător. Săgetătorii au o zi bună din punct de vedere social. Vă întâlniți cu oameni dragi, cunoașteți și alte persoane, sunteți deschiși și către un nou scop comun. Poate chiar faceți voluntariat sau vă deschideți, adică dacă cineva vine cu o idee, hai să ajutăm nu știu ce, să facem nu știu ce, să acționăm în direcția X și voi rezonați cu acea cauză, dați mână de la mână sau puneți și voi umărul la treabă și veți lucra pentru o cauză la comun cu alții. Capricornii sunt deschiși să înțeleagă anumite strategii de business. Vă interesează un pic stabilitatea financiară, vă interesează munca eficientă și tocmai de aceea vreți să învățați astăzi mai cum să muncesc eficient, cum să muncesc să fie totul mai bine, să muncesc 10 minute și să am rezultate pe 3 zile. Pur și simplu vă interesează să fiți eficienți și să învățați să fiți eficienți și să învățați să învățați pe alții să fie eficienți. Astăzi chiar puteți să vă decideți să faceți niște cursuri de formatori sau chiar să deveniți formator, trainer, mentor, coach pentru alții. Vărsătorii au o zi intensă, bine, dar la voi totul e intens pentru că voi trăiți intens. Simțiți totul la cote maxime, simțiți fluturi în stomac, simțiți așa niște emoții. Nu neapărat că v-ați îndrăgostit, dar sunt și niște emoții de frică, de teamă că scăpați lucrurile de sub control sau că sunteți trași la răspundere pentru anumite decizii. Mai degrabă asta, practicați anumite decizii și nu se știe dacă au fost foarte bune pentru toată lumea și acum sunteți luați la rost de mama, de sora, de special de o femeie. Acum vedeți voi cum scoateți cămașa și va fi bine în cele din urmă, dar da, sunt subiecte intense astăzi puse în prim plan la voi acasă sau la voi în viață. Peștii au o zi bună în cuplu și din punct de vedere relațional, toate relațiile voastre sunt pe o direcție pozitivă, bună, învățați cu cei cu care sunteți apropiați, învățați foarte multe lucruri, primiți bani, primiți suport. Unii dintre voi se gândesc la o moștenire, la niște cadouri, la niște daruri, la niște credite. Vă gândiți așa la banii, la comun, la ce să faceți, cum să faceți, către ce să vă duceți. Este o zi intensă, dar cu rezultate bune. Chiar aș spune că toate gândurile astea vor avea un sens când vă așteptați cel mai puțin. Investiți un pic și în sănătatea voastră și investiți un pic și în proiecte pe termen lung, adică să vă interesați pentru proiectele pe termen lung.
să vă fie de folos și ziua să fie magică!